Cu 50 de ani în urmă am fost martor la sfârșitul proiectului care a oferit omenirii una dintre cele mai mari realizări. Proiectul Apollo ne-a transformat de la o specie mică pământeană într-una care poate merge pe suprafața lunară. A fost o realizare monumentală și oamenii au început să speculeze cu privire la următoarele obiective pe care le putem îndeplini în următoarele decenii, însă fără să-și dea seama că omenirea nu a pus piciorul pe lună sau alte corpuri cerești de mai bine de o jumătate de secol. La începutul anului 2020, nicio agenție spațială, indiferent despre cine este vorba, nu a lansat nicio misiune care a rezultat în aselenizarea oamenilor, chiar dacă am avut tehnologia necesară la degetul mic încă de acum 5 decenii. În ultimii ani s-a vorbit mult despre amartizarea oamenilor, adică aterizarea oamenilor pe Marte, dar probabil încă suntem la câțiva ani distanță de îndeplinirea unui asemenea proiect, să nu mai vorbim despre construirea unei colonii marțiene autonome în viitorul apropiat. Totuși, dacă NASA are ceva de spus în această privință, va trebui să mai așteptăm doar 4 ani până la îndeplinirea celui mai ambițios proiect conceput vreodată. În acest videoclip vom arunca o privire la programul spațial Artemis și vom vorbi de ce are NASA nevoie să stabilească o bază lunară permanentă. În 2019, NASA și-a anunțat noul proiect îndrăzneț numindu-l Artemis, pentru că în mitologia greacă Apollo și Artemis erau frați. Acest nou efort depus de Agenția Spațială a fost făcut cu scopul de a trimite din nou oameni pe lună în 2024, inclusiv prima femeie. Întrucât misiunea Apollo a avut ca obiectiv aselenizarea oamenilor pentru o perioadă scurtă de timp, misiunea Artemis va fi mult mai elaborată. NASA speră ca astronauții să staționeze pe lună până la câteva săptămâni la rând, având ca misiune studierea suprafeței lunare și configurarea echipamentelor ce pot fi utilizate în misiunile viitoare, cu un scop final de a transforma luna într-un popas sau o zonă de pregătire pentru astronauții care vor călători către Marte sau alte corpuri cosmice. Vorbind despre Marte, NASA consideră că lucrurile noi învățate în timpul programului spațial Artemis vor fi extrem de utile pentru astronauții din viitor care au ca destinație planeta roșie și, în cele din urmă, este mult mai ușor să ajungem pe Lună decât pe Marte, fiind nevoie de doar 3 zile de călătorit în loc de câteva luni. Dacă se dovedește că voiajele umane pe termen lung către lună sunt realizabile și pot fi făcute în siguranță, acest lucru va fi un mare pas în privința obținerii permisiunii pentru o călătorie către Marte. Desigur, orice legat de spațiu este foarte scump și când aruncăm și viețile umane în această ecuație devine și mai costisitor. Bugetul estimativ pentru prima etapă a programului spațial Artemis, care va fi între 2020 și 2024, este de aproximativ 35 de miliarde de dolari. Sunt foarte mulți bani, dar dacă luăm în considerare bugetul anual al armatei americane, vei realiza că acești 35 de miliarde de dolari reprezintă doar o picătură dintr-o fântână. Să luăm drept exemplu proiectul eșuat al avionului militar F-35. Construit inițial ca o capodoperă super versatilă a armatei, programul F-35 este în prezent cu un deceniu în întârziere. Avionul în sine nu oferă tot ceea ce a promis armata americană și dacă vă întrebați de costul acestui program, ei bine, a costat numai puțin de 1,3 trilioane de dolari pentru un avion care nu funcționează, însă nu este foarte surprinzător. Statele Unite Americane iubesc să cheltuiască sume absurde de bani pe propria armată. Întregul program spațial Artemis va costa doar 4% din bugetul militar anual al armatei americane. Când privim lucrurile din această perspectivă, este destul de remarcabil ce încearcă NASA să realizeze, având la dispoziție un buget comparativ mai mic. Totuși, și programul Artemis a venit cu propriile provocări. O componentă critică a misiunii este sistemul de lansare în spațiu sau SLS, care include o rachetă absolut imensă care să transporte astronauții și echipamentul pe lună. Prima dintre aceste rachete trebuia să fie lansată încă din 2017, dar cu 3 ani mai târziu, NASA se așteaptă să mai dureze încă un an până la ridicarea de pe sol.
Întârzierea programelor spațiale nu este ceva neobișnuit, însă este costisitor. Experții NASA cheltuiesc zeci de milioane de dolari doar pentru a recupera timpul pierdut. Totuși, odată ce vor construi o rachetă funcțională, mai este o problemă. Sistemul de lansare în spațiu, sau SLS, este de unică folosință. Spre deosebire de alte rachete mari, cum este Falcon Heavy a companiei private SpaceX, fiecare rachetă SLS va fi scoasă din uz după o singură folosire. Din păcate, soluția nu era folosirea sistemului de lansare Falcon Heavy, pentru că racheta SLS încă este mult mai mare decât orice altceva construit sau proiectat de SpaceX și ar trebui să transporte de două ori mai multă încărcătură utilă decât Falcon Heavy, iar folosirea unei puteri și dimensiuni atât de mari este necesară pentru a transporta echipamentul critic și pe astronauți pe lună. Să sperăm că NASA va găsi o soluție pentru a face racheta SLS reutilizabilă, dar deocamdată acest lucru reprezintă o altă cheltuială și o pierdere de timp foarte mare. Haideți să lăsăm toate aceste aspecte deoparte. Partea cu adevărat interesantă este ce a planificat NASA pentru următoarea etapă a programului spațial Artemis. Începând cu 2022, NASA va începe să construiască ceea ce ei numesc poarta de acces, un fel de port spațial folosit de astronauții care călătoresc către sau dinspre Lună și va găzdui o stație de aprovizionare, un laborator orbital, spații de locuit și alte lucruri utile care să ajute lansarea misiunilor spațiale cât mai departe în neantul spațial. Când astronauții vor face călătorii către Lună în viitor, modulele lor spațiale vor acosta la așa numita poartă de acces, de unde vor lua orice provizii de care au nevoie înainte să aselenizeze. Aceste călătorii temporare către Lună reprezintă doar primul pas către scopul final. După câțiva ani de misiuni preliminare ce vor presupune instalarea echipamentelor și asigurarea că totul va merge conform planului, NASA vrea să stabilească o colonie lunară permanentă în jurul anului 2028. În acest moment, misiunile spațiale sunt limitate de cât de mult combustibil pot transporta rachetele când sunt lansate pe Pământ. Acest lucru înseamnă că zborurile de pe planeta noastră sunt limitate, dar dacă am putea produce combustibil departe de Pământ, să spunem pe Lună? Unul dintre scopurile principale ale experților de la NASA este să pună la punct o operațiune de exploatare a apei pe Lună, pentru că moleculele de apă pot fi separate în hidrogen și oxigen, ambele fiind elemente critice ale combustibilului de rachetă urmând a fi folosite. Dacă am putea obține o stație de realimentare funcțională pe Lună, ne-am putea extinde raza de acțiune a misiunilor spațiale mai departe ca niciodată, lansând rachete cu oameni la bord către Marte și mai departe. Odată cu înființarea coloniei lunare și a porții de acces, am putea trimite astronauți care să trăiască și să lucreze pe Lună timp de câteva luni sau poate chiar mai mult. Acest lucru ne va da informații valoroase despre cum răspunde corpul uman la viața în adâncul spațiului. Desigur, Statele Unite Americane nu sunt singura țară care vor să folosească Luna ca popas în misiunile spațiale din viitor. În timp ce legile internaționale spațiale sunt foarte învechite, există unele reglementări în privința revendicării teritoriilor de pe suprafața corpurilor cerești și stăpânirea resurselor spațiale. Dacă suntem norocoși și vom lucra cot la cot în spațiul cosmic, acest lucru ar putea favoriza sentimentul de prietenie între ființele umane, indiferent de naționalitate, și poate vom vedea cooperări la nivel internațional pe măsură ce înfăptuim o nouă cale în viitor și către stele. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!